Dacă analizăm ratele de prevalență a diabetului zaharat la nivel mondial, se poate observa că aceasta a devenit o problemă importantă de sănătate publică, deoarece diabetul este în prezent printre primele 4 boli ucigașe din lume. Ziua Mondială a Diabetului are ca scop oferirea unei mai bune informări persoanelor care suferă de diabet, reprezentând și o manieră de implicare și de informare a publicului, în general cei care au persoane apropiate care suferă de această boală, publicul larg, profesioniștii din domeniul sănătății și autoritățile publice. Data de 14 noiembrie a fost aleasă pentru a-l omagia pe unul din cei doi premianți Nobel, creditați cu descoperirea insulinei, fiziologul și farmacologul canadian Frederick Banting, cel care a studiat secreția internă a pancreasului și a introdus insulina în terapie în 1922, dar insulina a fost descoperită în 1921 de doctorul român Nicolae Paulescu și a însemnat salvarea unui număr impresionant de vieți omenești în ultima sută de ani. Iată așadar că anul acesta se împlinesc 100 de ani de când insulina a fost introdusă în terapie. Conform datelor furnizate de către Federația Internațională de Diabet, în fiecare an peste 4,5 milioane de persoane mor din cauza diabetului zaharat și zeci de milioane suferă de complicații care le amenință viața, precum bolile cardiovasculare, insuficiența renală, boli neurologice, orbire și amputare. Unul din doi adulți cu diabet este nediagnosticat, astfel că mulți pacienți neglijează boala, iar în momentul diagnosticului complicațiile sunt deja instalate. Totuși, se estimează că mai mult de jumătate dintre cazurile de diabet zaharat tip 2 pot fi prevenite prin adoptarea unui stil de viață sănătos. Primele mențiuni despre diabet sunt cunoscute din papirusul Erbes, scris în Egiptul antic în jurul anului 1500 înaintea erei noastre, cuprinzând 877 de secțiuni în care sunt prescrise tratamente pentru numeroase boli. Medicul egiptean Hesira, din timpul celei de-a treia dinastie egiptene, a scris pe la 1550 înaintea lui Hristos că diabetul provoacă topirea organismului și că urina acestor pacienți atrage furnicile datorită conținutului crescut de zaharuri. În 1921 a fost descoperită insulina folosită în tratament începând cu anul 1922, iar în 1923 a început utilizarea forminului. Prevenția presupune un stil de viață adecvat, cuprinzând o alimentație sănătoasă, un orar de mese echilibrat, menținerea unei greutăți cât mai apropiate de cea ideală, evitarea fumatului, orar de somn adecvat, activitate fizică, managementul stresului. Fiecare mică modificare în bine făcută în stil de viață are efecte mari în prevenția diabetului. Astfel, mersul pe jos în ritm alert 30 de minute zilnic poate reduce riscul de diabet zaharat tip 2 cu 35-40%. Diagnosticul precoce necesită evaluări periodice la un interval mai scurt în cazul celor cu risc, în special suprapondere, factori genetici, vârsta peste 40-45 de ani. Din păcate, și diabetul zaharat tip 2 la copil și adultul tânăr este în continuă creștere, existând riscul să devină o problemă globală de sănătate publică.